Deputatul neafiliat Alexander Nesterovski, membru al Partidului Renaștere, intră în cursa pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Nesterovski aspiră la funcție, deși se află în izolator, fiind vizat în dosarul finanțării ilegale a partidelor. Actele lui Alexander Nesterovski, care este în arest preventiv, au fost prezentate la autoritatea electorală de un alt membru al formațiunii, Veaceslav Jucov. Autoritățile au făcut o încercare nereușită de a ne scoate ca forță reală de opoziție din cursa electorală, dar nu au reușit, se arată în mesajul publicat de Partidul Renaștere pe un canal de Telegram. Pe 21 septembrie curent, deputații Irina Lozovan și Alexander Nesterovski au fost reținuți de poliție pentru 72 de ore. Două zile mai târziu, Irina Lozovan a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar Nesterovski în izolator pentru 30 de zile. Ambii sunt vizați în dosarul finanțării ilegale a partidelor. Expertul în domeniul justiției al comunității Watchdog, Alexandru Bot, crede că Alexander Nesterovski intră în competiția electorală doar ca să scape de izolator. Există un precedent, fugarul Ilan Șor, ne-a declarat expertul. Cred că vrea să repete tactica lui Ilan Șor din 2016, dacă nu greșesc anul, când acesta s-a înscris în cursa electorală și a invocat această circumstanță ca temei pentru a-i revoca arestul. Da? Legea nu interzice lui Alexander Nesterovski să participe la alegeri chiar dacă este vizat într-un dosar penal, atât timp cât nu există o decizie definitivă, explică Alexandru Bot. Deci orice candidat la o cursă electorală are dreptul să facă agitație electorală, asta presupunând întâlnirea cu alegătorii, întruniri, meeting-uri și așa mai departe, care nu o poate face în condiții de privare de libertate. Pentru funcția de primar al municipiului Bălți va candida și Victoria Șapa, de la Partidul Șansa. Dosarele de înregistrare pot fi depuse până pe 6 octombrie inclusiv, conform datelor publicate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Până acum au fost înregistrați 6 candidați pentru funcția de primar al municipiului Bălți.